I'm not gonna stand here and wait. Aș vrea să încep prin a vă spune o poveste a trei bărbați din viața mea. Astăzi eu consider că e ziua bărbatului și pentru asta ei sunt alături de noi astăzi de aici. Mulțumesc celor din familia mea și am să vorbesc puțin de tatăl meu, primul bărbat din viața mea, și am să vă spun despre el. Că oricare dintre dumneavoastră de aici din sală l-ați rugat vreodată să vă ajute cu ceva în viață, să vă servească cu ceva, ar fi un bărbat care pur și simplu nu v-ar fi spus niciodată că nu poate să facă acel lucru sau nu știe să facă acel lucru. Deși eram dintr-o familie foarte numeroasă și suntem patru frați și a avut parte de 6 nepoți deosebiți, aș vrea să vă spun că pe toți i-a învățat un singur lucru. Nu lăsa lucrurile pe jumătate gata. Îi plăcea să facă lucrurile până la capăt și să-i placă lui prima dată cum să-i placă lui acel lucru și pe urmă să fie mulțumit și restul despre el. Și aș vrea să vă vorbesc în a doilea rând de soțul meu. Slide-urile o să meargă puțin mai repede, am reușit să fac mai puține. Și vreau să vă spun că de obicei copiii spun în casă unele întrebări părinților și spun în felul următor: mama, unde mi-e mâncarea? Mama, unde mi sunt hainele? Mama, unde îmi sunt lucrurile? Și pe tata îl întreabă doar unde este mama. Aș vrea să vă spun că aceste roluri la mine au fost îndeplinite exact invers de soțul meu și eu lucrând foarte mult, el și-a îndeplinit aceste roluri în casă și pe chestia asta vreau să vă spun că ne-am completat foarte mult unul pe altul și și-a găsit pur și simplu pasiunea în a găti și a fi foarte răsfățată de soțul meu. Vreau să vă spun, doamnelor, toate colegele și toate prietenele mă invidiau după o zi întreagă de lucru când ajungeam acasă și el mă suna la cât ajungi să pregătesc mâncarea și mă servea în pat, nu așa duminică, dimineața, doar de câte o zi, poate chiar în fiecare zi, și mă întreba la mâncare de 3 ori dacă e bună, dacă îmi place, dacă e destul de caldă. Și mă întreba încă de 2 ori că mai vreau și un fruct, mai vreau și un iaurt sau mai au nevoie de un pahar de apă. Deci chestiile astea pentru mine sunt niște lucruri care nu numai înseamnă iubire, înseamnă pur și simplu răsfăț. Iar vreau să vă spun că în momentul în care a venit băiatul meu pe lume, închipuiți-vă că eram la spital și am văzut fața mică de bebeluș și era așa ca o piersicuță și mă gândeam, Doamne, e bărbat, o să aibă barbă. Nu mi-l închipuiam, aveam o fetiță înainte. Și vreau să vă spun că surprinderea mea a fost că băiatul meu face basket de performanță și eram într-o duminică și ne uitam împreună la un meci de basket de NBA și vreau să vă închipuiți că la un moment dat îmi spune așa: mama, uite ce barbă frumoasă are jucătorul acela de la NBA. Și am zis, da, frumos, zice, când o să fiu eu în NBA, o să-mi las barba mare, o să mă tund chel, o să mă rad și o să-mi fac un tatuaj tribal pe mână. Mi-am amintit fața copilului din spital, cu piersicuța, și am zis, dacă are gânduri mari, asta pentru mine nu este decât un motiv să cred că am un luptător. Sunt foarte de mândră de el că a ajuns anul trecut și a fost selectat la lotul național. Și cei trei bărbați din familia mea, unul care pur și simplu ne-a învățat că orice lucru se face, dacă se face cu pasiune și ți-l faci din suflet și ești mulțumit tu de el, dă-l mai departe. Soțul meu care dăruiește pasiune în ceea ce face cu cătii și se ocupă de familia mea și ne completăm unul pe altul. Și fiul meu de care sunt foarte mândră și vreau să vă spun că îmi doresc din suflet să-l susțin mai departe acolo unde își doresc să ajungă. Nu pot să vă spun decât că doresc tuturor femeilor să aibă parte de așa băieți cum am avut și bărbații în familia mea și să spun jos pălăria pentru ceea ce înseamnă asta.